Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chases. Puts a smile up on my face. Bună dimineața, dragilor, vă salut dintr-o zi foarte ploioasă de miercuri. Săptămâna asta se arată foarte, foarte ploioasă și umedă. Și cred că tocmai ce am făcut un pleonasm, ploios și umed, cred că e cam același lucru. Într-o altă ordine de idei, mă pregătesc să merg cu voi la Home Bargains, pentru că foarte multe dintre voi mi-ați recomandat să-mi cumpăr produsele acelea de la Asevi și înainte să nu le mai găsesc, m-am gândit, ia, hai să dau eu o fugă până la Home Bargains să le achiziționez. Cred că aveau doar două sau trei diferite, dar toate pe care o să le găsesc, o să le cumpăr și în săptămânile care urmează o să le încercăm împreună. Cred că o să-mi pun centura și o să plecăm și mai povestesc eu cu voi de pe drum. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Everything is turning into gold when the autumn Dacă îți place look-ul ăsta nordic, ia uite ce frumoase! Frumos e burgundiu! Am avut într-un an ciuperci! Se pare că nu numai eu am o obsesie pentru ciuperci! Haideți că am ajuns acasă și zic să împărtășesc cu tine un haul Home Bargains. Am o plasă plină aici, foarte, foarte grea. Și am și câteva articole cu inspirație crăciunistică, dar dacă nu ești pregătită să auzi încă de Crăciun, că știu că e foarte devreme, o să le pun deoparte și le las pe finalul videoclipului și poți să skipuiești partea aceea, deși să fiu cinstită, nu știu dacă e la fel și în România, dar în Marea Britanie am fost cu Dora, cred că prin vreo 3-4 magazine, am fost în The Range, Dunelm, Home Bargains și în toate aceste magazine articolele de Crăciun erau pe rafturi. Dar lăsând la o parte Crăciunul, că cred că este un pic cam de vreme să vorbim despre Crăciun, am cumpărat câteva dulciuri pentru Halloween. Îmi place să fac la intrare în hall, am un bol în formă de dovleac pe care cu siguranță ți l-am arătat și îmi place să pun diferite dulciuri pentru Halloween și dacă vin copii la colindat, am diferite. Am cumpărat ciocolata aceasta, zice
Scary Chocolate. Are 150 de grame și nu mai știu, cred că a fost vreo liră și ceva, cu siguranță. Tot așa pentru Halloween am cumpărat inelele acestea. Acum, dacă ești din generația mea, cu siguranță s-au adus aminte de inelele acestea. Tipul acesta de bomboane era foarte, foarte popular atunci când eram eu mică. Mi-aduc aminte că erau un fel de suzete, care, adică un fel de bomboane care imita beberonul. Și când le-am văzut pe astea, așa, mi-au plăcut, mi se par așa foarte nostalgice. Sunt niște inele, iar pe capăt au o decorațiune nu foarte, nu știu, frumoasă, hai să zicem așa. Apoi am luat, am văzut, eu cred că ți-am introdus eu deja imagini și tu ai văzut, dar au o nouă gamă de, aveau o nouă gamă de balsam și șampon în magazin, aceasta cu rozmarin, zice rozmarin infused și mi-am luat de la ei doar masca de păr, aș vrea să o încerc să văd cum mi se pare. În ceea ce privește șampoanele, sincer să fiu, mie cam teamă să experimentez, că foarte multe șampoane îmi fac mătreață. Dar am zis că pentru o mască de păr ar trebui să fie ok. Zice că este pentru păr uscat și deteriorat. Și că ar trebui să-ți lase părul moale și sănătos. 480 de ml și cred că a costat tot așa o liră și ceva. Da, vreau să arăt rozmarin. Sincer să fiu, nu cred că este mirosul la care mă așteptam. Miroase foarte tare a plafar. Acesta este, sincer să fiu, mirosul care îmi vine în minte. Apoi mergând mai departe cu unul dintre articolele pentru care am fost în magazin și anume produsele acestea de la Asevi. Mi-am cumpărat un dezinfectant pentru baie. Cred că 2,99 costau. Iar în afară de dezinfectantul pentru baie și am mai luat eu încă un produs, ei aveau și detergentul de rufe și și balsamul pentru rufe, așa că dacă le-ai încercat și crezi că sunt bune, lasă-mi în comentarii. Din punct de vedere al prețului, aveau același preț ca și produsele de la Lenor și sinceră să fiu, mie îmi plac foarte mult balsamul de rufe de la Lenor, îmi place foarte mult, miroase foarte bine. Așa că dacă crezi că este la fel de bun ca cel de la Lenor, lasă-mi în comentarii și o să îl încerc, dar da, unul pentru baie și al doilea pe care l-am cumpărat și care mi-a fost foarte, foarte recomandat în comentarii de către voi și nu pot decât să vă mulțumesc, este degresantul acesta. Are 750 de ml și la fel cât că a costat 2,99 și abia aștept să îl încerc. Am mai luat un kilogram de morcovi. Aveam nevoie și am zis că dacă tot sunt acolo, hai să cumpăr. Mergând mai departe, tot cu două articole de inspirație Halloween, am cumpărat două măști de față pentru Miruna și pentru Bianca. Am cumpărat una în formă de dovleac, zice Halloween Scream, și una în formă de pisică neagră. Și m-am gândit că dacă o să le am la mine în weekendul acela cu Halloween-ul, m-am gândit că o să le placă activitatea aceasta, așa că le-am cumpărat două, cred că 69 de pii fiecare. Am mai cumpărat niște vită, un steak de vită așa pentru Andrei, iar pentru mine și pentru Mihai, acestea. Le-am cumpărat pentru că prețul era foarte bun. Fiecare bucată are 227 de grame și zice că este carne premium, maturată pentru 21 de zile. Cred că este prima dată când văd eu că zice aici că nu este pentru Europa, adică este doar pentru uz intern, n-ar trebui să fie folosită pentru export. Și am cumpărat 3. Mirule nu i-am cumpărat, ea nu e fan carne de văcuță făcută la grătar. Dacă fac o carne de văcuță, mănâncă, dar așa, la grătar, nu mănâncă niciodată. Așa că, de fiecare dată când ne facem nouă steak, ei fac piept de pui la grătar. Mergem mai departe, tot cu un articol de inspirație Halloween. Am mai găsit toate bomboanele acestea.
la fel să le pun în bolul acela. Mi-au plăcut foarte mult capetele bomboanelor, că sunt în formă de oase, nu știu cât de bine vezi. Așa, drăguț, mi s-a părut așa o chestie de inspirație Halloween, tot așa vreo liră. Haideți să vă arăt balsamul de rufe despre care vă spuneam mai devreme. Îmi place foarte mult acesta de la Lenor, nu doar mirosul acesta, sincer să fiu, acest miros încă nu l-am mai încercat. Este din Wellbeing Collection, cu sandalwood și eucalipt, are 50 de spălări și este scos acum nou pentru ediția de iarnă. Zice că este cu uleiuri esențiale, dar în general toate balsamurile de rufe de la Lenor îmi plac destul de mult. Vai, ce bine miroase! Miroase delicios și pentru acesta mare de, cât are, 1 litru 65 sau 50 de spălări, am plătit 3 lire 49 și cred că și cele de la Asavi, cum se numește brandul, că nu știu să-l pronunț exact, cred că și acelea tot cam așa costau, undeva la 4 lire. Și am zis că cu acesta știu sigur că nu dau greș, că l-am mai încercat și știu că îmi place foarte, foarte mult. Ce mai am? Tot de inspirație Halloween, tot așa niște bomboane în formă de dovleac. Acestea cred că au costat 1,50 lire, dacă nu mă înșel. Și ca și gramaj au 230 de grame. Și cred că am destule dulciuri pentru Halloween. Iar acum! Am cumpărat doar 3 articole crăciunistice, dar dacă nu vrei să vezi, este ok, dă skip mai departe. Mi-am cumpărat 2 decorațiuni și, sincer să fiu, și mie mi se pare un pic cam de vreme și poate nu trebuia să încep încă să cumpăr, dar m-am gândit că sunt câteva articole în magazinele acestea de buget pe care dacă nu le cumperi atunci când au apărut, apoi nu le mai găsești. Și unul dintre acele articole a fost globul acesta. Ia uitați cât este de frumos! Mi se pare că are așa un aer foarte, foarte nordic. Exteriorul este din plastic, dar brăduțul acesta dinăuntru este din ceramică. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mai știu, 1 liră și ceva, cred că a costat oare în preț. A, da, 99 de pi a costat și zice aici, sper să pună focus, Nordic Spirit. Da, super, super frumos. Tot din aceeași colecție, și aveam mai multe decorațiuni, dar am zis, potolește-te, Alina, am cumpărat o căsuță, este din ceramică, la fel tot 99 de pi și mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. Și, uitați, vă arăt, fetelor, luminează, vai, cât este de frumoasă și de drăguță, deci mi-a plăcut extraordinar de mult. Este tot așa o decorațiune pentru brad. Așa că am zis, tu vii acasă cu mine, nu știu dacă o să folosesc pe post de decorațiune pentru brad sau, nu știu, pur și simplu așa pe raft, habar n-am, nu știu, dar mi-a plăcut mult. Și ultima decorațiune pe care am cumpărat-o a fost ghirlanda aceasta. Este o ghirlandă din hârtie, în formă de brad, din aceeași gamă, Nordic Spirit. Și aceasta... Nu mai am preț, habar n-am, fetelor, să vă spun cât au costat, că nu mai am preț la aceasta, dar tot așa, până într-o liră 50, vreau să spun. Dar anul trecut mi-am căutat foarte mult, nu atât de mult ghirlanda asta, cât mi-am căutat brăduleții aceștia din hârtie și într-un final mi-am găsit parcă, oare la Hobbycraft sau nu mai mi-aduc aminte unde exact, dar cred că fiecare brăduleț costa peste 2-3 lire. Și când am văzut ghirlanda aceasta, am zis, și dacă nu vreau să o folosesc pe post de ghirlandă, pot să folosesc brăduleții ca să decorez casa cu ei. Și multe ore mai târziu, fetelor, ne întâlnim în bucătărie și am vrut să împărtășesc cu tine astăzi o rețetă pe care nu cred că am mai făcut-o eu împreună cu voi, la mine pe canal, și anume o să facem un curry de linte. Este o rețetă super delicioasă și foarte ușoară, deși sună așa un pic cam pompos, trebuie să mă crezi, e super, super ușor de făcut și în cazul în care nu mai știi nici tu ce să faci de mâncare, mă gândesc că poate îți dau o idee bună.
mișcăm o dată, să nu zic de două ori pe săptămână, dar o dată pe săptămână cu siguranță mâncăm mâncare fără carne. Iar pentru săptămâna asta am zis ia ca să mai schimb eu un pic rețetele pe care le facem săptămână după săptămână aceleași lucruri și zic să fac ceva un pic mai diferit. M-am gândit să fac un curry din linte. Haideți să întorc camera să-ți arăt de ce ingrediente ai nevoie și toate ingredientele o să ți le las scrise pe ecran ca să fie mai ușor în cazul în care te gândești să recrezi și tu rețeta aceasta. Haideți să-ți prezint ingredientele, dar cum am specificat, toate o să fie scrise pe ecran. În primul rând ai nevoie de linte. O să folosesc 200 de grame de linte. Avem nevoie de o ceapă, aproximativ 4 căței de usturoi, dar cum preferi tu. O conservă de roșii și o conservă de lapte de cocos. Apoi, în ceea ce privește condimentele, că ele sunt cele mai importante, o să ne folosim de turmeric, chili flakes, ginger, frunze de curry și, bineînțeles, ce pastă de curry sau pudră de curry ai tu acasă. Eu mai am foarte puțin din aceasta Thai Red Curry paste-ul acesta, cred că l-am cumpărat, nu știu, de foarte mult timp și mai am doar puțin, dar a fost foarte, foarte bun, cu siguranță îl voi recumpăra. În afară de aceste ingrediente, orice altceva o să mai folosesc, o să-ți las scris pe ecran. Am dat seama că am uitat să vă prezint ceva care zic eu că este foarte folositor pentru noi fetele atunci când plecăm în călătorii și vrem să luăm cu noi aparatele de coafat. Pentru că mi-am găsit un organizator, nu știu cum să-l numesc, un pouch de acesta care este special creat pentru a-ți pune tu aparatele de coafat. Și cred că este cu atât mai folositor în cazul în care ai un aparat de coafat de la Dyson. Pentru că bagheta aceasta de la Dyson, da să o scot să vă arăt, este foarte lungă, fetelor, și pe lângă faptul că este lungă, mai are și capătul acesta cu
cablu, cu virgulă cablu, pe care nu ai vrea să-l îndoi atât de mult. Este el destul de flexibil, dar nu ai vrea totuși să-l îndoi. Și una dintre problemele pe care le aveam de fiecare dată când plecam în concedii era că mi-l puneam într-un organizator care era mai îngust. Acela era cel mai mare pe care eu l-aveam pentru călătorii, dar era totuși îngust. Și în cazul în care ești și tu ca și mine și nu știai, că nici eu nu știam de existența acestui organizator până de curând, eu l-am cumpărat de la Home Bargain și cred că a costat 3,99 lire, dacă nu mă înșel, dar cu siguranță îl găsesc și pe Temu și pe Shein și chiar o să mă uit să văd dacă găsesc ceva similar pe Temu și pe Shein și o să-ți las eu aici în dreptul imaginii, în cazul în care găsesc poza, ca tu să poți să-ți comanzi mai ușor. Haideți să vedem cum ne descurcăm cu el și aș vrea să văd cât de mult intră în el, că bagheta cu siguranță intră, dar oare o să-mi intre și accesoriile de la Dyson, nu știu, rămâne de văzut. Haideți că îl testăm împreună. L-am cumpărat, cred că de vreo câteva zile bune, dar am uitat să vi-l arăt și am tot zis când deschid camera o să-l arăt, când deschid camera o să-l arăt și am tot uitat. Dar acum am zis, haideți să ne ocupăm de el și să vi-l arăt exact cum, cât loc are și cât este de încăpător. Hai să vedem. Să-l desfac. Asta este bagheta, apoi o să pun ustensilele pentru făcut părul. Am și două peri, dar de obicei iau cu mine în călătorii doar una. Ia uitați! Vai, ce tare! Deci îmi place super, super mult! Vai! Sunt super încântată de el. Aparatul meu Dyson mai are încă o perie și încă două ustensile de acestea pentru a-ți ondula părul, dar eu în călătorii de obicei iau doar un set de ustensile pentru ondulat și o perie. Niciodată nu le iau pe toate cu mine, că nu am nevoie de toate. Dar ia uitați ce bine arată și cât de bine a încăput, nici nu vine să cred. Cred că sunt cei mai buni 3 lire pe care i-am cheltuit. Să scoatem. Să le punem înapoi în cutie. Dar am vrut să-ți arăt în cazul în care tu nu ai aparatul de la Dyson și ai, nu știu, un aparat de coafat normal. Acum eu placă de păr nu am, fetelor, dar am un ondulator de păr și acesta intră perfect. Ia uite. Super fain. Cu siguranță o să ți-l caut eu pe Shein sau pe Temu și o să-ți linkuiesc unul în căsuța cu descriere în cazul în care găsesc unul similar. Dar dacă ești din Marea Britanie, cum am zis, îl găsești în Home Bargains.